Fiscului vânează pe bogații României, aceștia au primit notificări de la ANAF prin care sunt somați să-și declare marile averi. În caz contrar, vor fi taxați cu 70%. Mergem la jurnalistul Antena 3 CNN, Gina Vacariu, cea care vine cu toate datele. Te ascultăm, Gina. Bun găsit, Cătălina. O astfel de notificare au primit bogații României prin poștă de la ANAF. Este trimisă preventiv ca să se conformeze, să declare veniturile, să se întâmple asta destul de repede, pentru că toate veniturile nedeclarate vor fi impozitate practic din iunie cu 70%. Acesta este documentul, este o modificare a codului fiscal. Practic, ANAF-ul vrea să ia banii de la bogații care nu declară toată averea și scrie așa într-o astfel de notificare că au obligația acești oameni care au fost notificați deja să prezinte înscrisuri relevante pentru constatarea stării de fapt fiscale și identificarea surselor de venituri și sunt informați în acest document de faptul că din iunie tot ce este nedeclarat va fi practic impozitat de fisc cu 70%. Așa vrea fiscul practic să scoată la suprafață veniturile nedeclarate. Deocamdată merge pe această variantă de notificare ca oamenii să se conformeze. Vom vedea ce succes va avea o astfel de acțiune. Va fi foarte interesant de văzut câți bani va obține fiscul după aceste notificări trimise și va mai fi interesant de văzut ce se întâmplă și după iunie, când va intra în vigoare această măsură. Să vedem dacă vor fi, de exemplu, specialiști ai fiscului, dacă vor fi inspectori ai fiscului care vor decide să și meargă acasă la bogații României. Știți cum face fiscul și în America, bate la ușă și te întreabă de proprietăți, de valoarea lor, de unde ai banii și cum poți să justifici case, mașini și așa mai departe. Va fi interesant de văzut și să vedem dacă până la urmă ministrul de finanțe, cel care și-a dorit această supraimpozitare a veniturilor nedeclarate, impozitare de 70%, va avea și succes și va aduce într-adevăr bani la buget. Gina Vacariu.